Vreau să precizez cu tărie, doamna Valerii Cioloș-Vilemin și cu domnul Cioloș sunt antivaxeri, ca să ne înțelegem în ce context ne aflăm. Domnul Cioloș nu și-a făcut și nu-și va face vaccin, doamna Valerii Cioloș-Vilemin nu și-a făcut și nu-și va face vaccin. Da? Păi, e o discuție nebună în USR Plus, pentru că ăia sunt, când îi întreb pe la televizor, Cioloș, domnul, apropo, da, dacă îi prinzi, îi întreb așa. Nu îi prind. Stai puțin, dacă îi prinzi, îi întreb așa, bă, dar Cioloș, de ce nu se vaccinează, mă? Știi cum sunt? Păi vă spun eu de ce nu se vaccinează. Ia zi, mă. Nu se vaccinează. Că m-ați luat pe mine la trepăci, eu care sunt și vaccinat. Pentru că el confundă... Spirala... Nu, domnule, deci aia și pe aia așa. Confundă. Confundă COVID-ul cu vărsatul. Și el crede că dacă a avut vărsat... Care vărsat? De vânt? Vărsat de... N-ai văzut că e, aia, e da, așa? Aia, confundă, da. Domne, nu. Postarea asta, asta, vilmeana asta... nici nu știu așa să vrea să ne, vrea să ne transmită cu totul altceva. Dacă era bărbatemiu prim-ministru, nu mai era prevederea asta care e contradictorie. Nu cred, eu spune altceva. Dacă eram eu în locul lui bărbat. Dacă eram eu în locul lui bărbat. Bine, lumea o ia la trei păzește pe pagină, nu știu ce, o întreabă. Păi băi, doamnă, nu e bărbatul, vorbea dita mai șmecher. Europarlamentarul, da. Și ne întreb pe noi, nu sunteți mă la guvernare? Este să vaietă de parcă ar fi fie dizidentă, adică fie din ciuma roșie. Adică zici că descoperit ori trăiește în altă casă. Domnule, asta e o piții, domnule. Da? Eu credeam că pui clipul ăla cu ea. Uite care aici, zice o doamnă, Emma Bordur, zice, legile nu se fac la Bruxelles, nu știu ce. Alții îi spun, ați avut o informație greșită încă de la plecare. Și pentru țările din zona galbenă e nevoie să stați în carantină dacă nu sunteți vaccinată. Dacă nu sunteți vaccinată. Deci, eu spun din nou, eu cred că doamna nu l-a mai văzut pe Cioloș, înțelegi? Că ăla nu mai vine acasă de frica carantinei. Da, și când îl vede, întoarce capul. Și, mă rog. Așa. Și e dezastru în momentul de față. De ce nu se vaccinează Cioloș? Hai, Mirel, ia zi. Dar de unde știi că nu-i vaccinat? Nu este eu vaccinat, să-ți a făcut boala. Vrei să-ți răspund? Și-a anunțat... Păi dacă a făcut boala, nu trebuie să se vaccineze. Un moment, vrei... Nu știi păi pasajul, dacă a făcut boala, nu știi pasajul celebr. Are anticorpi. Da. În momentul în care nu se punea problema asta și se vaccinau toți la Brusă, pentru că nu făcuse boala, domnul Cioloș, da? Este întrebat la un moment dat. El nu făcuse boala când a fost întrebat. Și a fost întrebat la un moment dat cu mică. Și a zis, zice, cred că e dreptul, trebuie să fie dreptul fiecăruia. Îți răspund eu, vrei să-ți răspund de ce nu se vaccinează? Da? De prost. I-a zis Ardelean să nu se vaccineze. Uite, ți-am dat răspunsul de prost. Unul care stătea în spirală lui Bivolaru să-și bea urina. Eu mă aștept să fie ceva de capul lui, să fie deștept. Sunt, nu. Ce să fie? Portez zvonuri. Mă nu este zvon. Nu. Cum? Sunt ce prieteni cu... cineva? Da, l-a văzut un prieten al nostru, al lui Dan, ofițer la Prahova, ofițer SRI Prahova. Nu, nu e prieten. Care? Tu te-ai certat cu el, adevărat, că te-ai cam certat cu el ultima vreme. Nu am certat. Care? Dar nu sunt prieten cu securiști. Care? Se ocupă de Bivolaru. Și se ocupă, informativ se ocupă de el. Ce, vine spirală și el și muierea aia lui.